Acum ceva ani, doi oameni frumoși, un bărbat și o femeie, s-au întâlnit și și-au pus jurăminte să lupte împreună, să se iubească, să întemeieze o familie și să nu se înșele cu oricine apucă. Ambii și-au dorit un viitor frumos, un copil cu potențial, care să fie educat și să ducă mai departe tradiția numelui de familie spre culmile succesului. Iar aici ai apărut tu, un obsedat sexual, fără principii. Ce stă la agățat pe Tinder și merge în cluburi ca să profite de fica altuitată și o pasează ca pe o cârpă. Se comportă ca un câine cu instincte primitive, fără să-i pese de emoții de iubire, fără scopuri și un sclav al propriului organ genital. Chiar vrei să rămâi așa? Salut, eu sunt Valentin Claudiu, bine ai venit pe canal. Tinderul îți distruge viața ieșitul în cluburi ca să combini fete random îți distruge viața. Timpul tău, potențialul tău, succesul tău, sănătatea fizică, psihică, emoțională, spirituală, financiară, socială. Toate chestiile astea îți sunt distruse în timp real, de fiecare dată când amâni munca, când amâni scopul, când amâni propria sănătate pentru a ieși în cluburi ca ultimul bou profitând de corpul altei femei. Este viceversa în orice caz, că ești bărbat, că ești fată, dar acum am adresat mult băieților. Tinderul este o pierdere de timp pentru că nu respecti modul în care părinții tăi te-au crescut. Părinții tăi aș vrea să bag mâna în foc, nu sunt sigur, dar în foarte mare parte, în foarte multe cazuri, părinții tăi și-au sacrificat viața, au muncit, au trecut prin sărăcie, poate chiar prin războaie, habar n cât să n-au părinții tăi. În orice caz, părinții tăi au muncit ca tu să fii aici, ca să fii un confortabil infect pe o aplicație, ca să te lauzi că vezi, Doamne, tu ai foarte multe, cum spun românii, pizde. Se spune în societate că tu ca bărbat ai un statut mai mare dacă ai un body count mare, dacă ai acces la mai multe femei, dacă mai multe femei sunt atras de tine țin cu foarte multă putere și tărie să spun că te înșele amarnic. Faptul că ai acces la multe femei ca bărbat nu te face mai puternic, te face mai slab, pentru că tu te lași la orice femeie pradă pentru un vagin. Ești slab, nu ești puternic. Dacă ai fi un bărbat puternic, ai avea principii de a-ți face o căsătorie cu cineva, de a întemeia o familie și de a munci pentru a crește acel copil către culmile succesului. Nu ai sta pe tinder, nu ai merge în cluburi, nu ai combina la patru orice fată posibilă care îți oferă doar corpul ei și nimic mai mult. Dacă sună acea femeie la ora 3 dimineața ca o plămă gravă și vine să plângi sau sărăcie sau nu știu ce ar pleca de lângă tine în secunda 2, nu i-ar păsa, nici ar pleca, n-ar fi lângă tine ca să plece. Nu i-ar păsa nici măcar o secundă de ce probleme ai tu în viața personală. Femeile care ies în cluburi, care stau pe Tinder non-stop, nu sunt femei care stau cu tine pentru cum ești ca persoană, ci pentru ceea ce le oferi pe moment. Bani, faimă și sex. Ăsta e adevărul în generația asta. Nu vini ca fată să-mi spui tu mie că tu stai pe lângă un bărbat doar cu bani, n-ai relații cu el pentru că îl respecti. Nu îl respecti. Tu ce oferi tu acum este corpul tău, iar el îți oferă corpul lui, atenția lui, pentru corpul tău și pentru moment. N-ar da doi bani pe tine. de spun, bărbații care au body count foarte mare și au foarte multe opțiuni, sunt bărbați slabi. Pentru că n-au principii, n-au un model de femeie în viața lor. Au crescut poate fără mamă, poate mai trist, au crescut cu mamă și nu o respectă. Nu respectă munca unei femei, nu respectă cât de importantă este o femeie în societate ca mamă, ca soră, ca bunică, ca mătușă, ca verișoară. Deci nu ești mai puternic pentru că ai multe femei, ești pur și simplu slab fiindcă te duci la orice femeie posibilă doar pentru corp iar acele femei sunt la fel de slabe ca și tine, pentru că nu caută ceva de termen lung. Doar și doar plăcere. Apropo, unde sunt plăceri, la party-uri, pe Tinder și pui mei, se poate lăsa și cu iarbă, se poate lăsa și cu alcool, se poate lăsa și cu alte droguri. Totul este un cerc vicios. Unde, de la sex, poate să la droguri, poate să plece la orice altă combinație posibilă. Cunosc chestiile astea, nu sunt un prost, n-am trăit sub o piatră, am experimentat și eu viața și știu ce înseamnă să-ți pierzi timpul cu femei de calitate joasă. Pentru că eu, la rândul meu, am fost un bărbat de... Exact. Calitate joasă. Cine se aseamănă se adună. Dacă vrei să ai succes, dacă vrei să ai o viață bună, locul în care stai, oamenii cu care stai, îți vor influența complet realitatea. Că vrei sau nu să accepti asta e realitatea. Cu cine stai, ăla ești. Body count la femei și la bărbați este același lucru. Nu mai invinuiți o femeie care body count de 20-30 când tu ca bărbat ai același body count sau chiar și mai mult. Ești la fel de scăzut ca bărbat cu body count mare, la fel ca o femeie cu body count foarte mare, pentru că Cazi în propriile instincte primitive pentru un vagin. Nu ești cu nimic mai superior. Ești inferior oricărui bărbat până și bărbatului care este virgin. Pentru că ăla de bine de rău își va găsi o femeie, se va căsători pentru că își dorește o familie. Nu o să-și pierde timpul în cluburi, la partiuri, pe Tinder, pe Bumble, dacă e gay pe grinder. Nu o să-și pierde timpul cu absolut nimic din chestiile astea pentru că știe că body count-ul mare semnalează că ești un bărbat slab și știe că un bărbat puternic nu are mai multe opțiuni și nu intră în vagin oricărei femei doar pentru plăcere. Dacă spui de o femeie că e slabă și curvă pentru că are body count mare, e bine tu ca bărbat în cazul ăsta. Nu ești o curvă, ești un curvar. Facts. 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 Da. Ha! Ești la fel de curvă ca oricine altcineva. Adevărul. E adevărul adevărat. Asta este. E adevărul. Nu mai comparați că femeile care au body count mare sunt curve, iar bărbații care au body count foarte mare sunt bărbați alfa cu opțiuni. N-ai nicio opțiune. Din potrivă, ba, ai opțiuni, <coughs> Din potrive, ai opțiuni foarte multe. Din potrivă, ai opțiuni foarte multe. Din potrivă, ai opțiuni foarte multe la orice femeie posibilă care își deschide cracii pentru banii pe care îi ai, pentru corpul tău și pentru timpul tău pierdut pulea în loc să-ți faci treaba. De asemenea, pe Tinder, în cluburi, la party la rave la after party -uri. Zim tu mie sincer, ce fel de femei crezi tu că atragi mai exact? Femei casnice? Cu carieră? Cu scopuri? Cu frică de Dumnezeu? <laughs> nu? Atragi femei care probabil se droghează, care își pierd nopțile, care nu studiază, care n-au scopuri, care nu au nimica bun pentru ele înșiși. Chiar și pe Instagram sau pe contul de Tinder, dacă vezi la o fată că are foarte multe poze indecente, dacă vezi că pe cont scrie, încă mă gândesc, <laughs> încă te gândești, la ce? Dacă vrei relație sau vrei să te fuzi numai, <laughs> la ce te gândești mai la <laughs> Oh my God. adică, bă, puneți mintea la contribuție. O persoană care caută o relație pe termen lung nu va sta pe Tinder să scrie că încă se gândește. La ce te gândești mai exact, draga mea? Cu tot respectul, încerc să te ajut, nu te jignesc, Îți spun adevărul. Eu o spun într-un mod puțin mai direct, dar ăsta sunt eu, dar onest vorbind. La ce te gândești mai exact? Dacă să ai un singur bărbat sau mai mulți, care e ideea? Ești de pe Tinder și tu ca bărbat nu-ți mai pierde timpul pe Tinder. Femeile care au poze indecente, poze non-stop cu curul la spate stând așa, îți dai seama că nimic nu-i de ele când vine vorba de relație. Cu tot respectul spun chestia asta. Mi s-a închis vlogul. Deci nu te respecti puțin pe tine însuți ca femeie ca să arăți exemplu pozitiv. Și îți arăți corpul cu jumătate-ți afară, cu bucile pe afară. O spun din respect și iubire pentru că îmi pasă de femei. Nu este un motiv ca femeie să fie violată, Doamne ferește. Nu, nu agres violul, nu agres agresiunea, nu agrezi chestiile astea, nu agres hărțuirea pe stradă. Dar e vorba de modestia ta ca om. Ca să atragi persoane care nu se vor uita la tine și nu vor vrea să fie la tine în pat doar pentru corpul tău. Crede-mă, un bărbat cu capul pe umeri nu va fi atras de tine dacă te arăți în impostate sexy într-un mod în care ar trebui să te vadă numai și numai bărbatul tău. Doar și doar bărbatul tău, nimeni altcineva. Pe Instagram, Tinder. Deci ai foarte mare grijă ca fată, ca băiat, în ce capcane cazi. E doar părerea mea. Tinderul distruge viața. Nu mai gândi din instinct primitiv și caută o femeie care să aibă respect pentru ea însă și în primul rând și frică de Dumnezeu. Și la fel, dacă ea este așa, trebuie să fii la fel și chiar și mai bine decât ea să vrei să fii modest, puternic, respectos, iubitor și om bun. Cam asta tot ce vreau să spun. Hai! Schimbă-ți Acum!